Mulți tineri au ajuns să-și trăiască viața în fața computerului, navigând cu regularitate pe internet, îndeletnicindu-se cu diferite jocuri și contactându-și prietenii, fapt ce creează dependență și poate degenera în patologii nemai întâlnite până acum. Una dintre acestea este tehnoautismul sau incapacitatea unor tineri de a-și exprima propriile trăiri, emoții, sentimente, fără ajutorul noii tehnologii. Despre lumea virtuală și așa zisele ei capcane au ales să ne vorbească miercuri 10 aprilie, începând cu ora 10, elevii claselor a 9-a și a 10-a, coordonați de profesorul Stan Mihaela din cadrul Colegiului Tehnic Petru Poni din Roman, în cadrul proiectului Ora de Net. În vederea creșterii nivelului de informare privind dependența de internet în rândul copiilor și tinerilor, organizația Salvați Copiii a lansat concursul național Aleg conștient stop dependenței de internet. Activitatea de astăzi aduce în fața elevilor prezenți importanța internetului în viața de zi cu zi, dar în același timp trebuie să atragă un semn de alarmă, un semnal de alarmă cu privire la folosirea tehnologiei. Din ce în ce mai mulți copii au tendința de a deveni dependenți de această tehnologie, iar activitatea de astăzi vine în sprijinul lor de a arăta capcanele tehnologiei din ziua de astăzi. Să conștientizeze că pericolul, din ce în ce mai mult copii sunt copii și părinți chiar sunt dependenți de internet în ziua de astăzi. Această activitate, de fapt, cei care au avut cu mine s-a desfășurat timp de 2 săptămâni, în care au avut loc activități în care am prezentat avantajele internetului, dar și în același timp pericolul care îl prezintă internetul în ziua de astăzi pentru cei care nu cunosc acest lucru. În spatele ecranului spuneam că de multe ori stă cineva de cunoscut care nu întotdeauna ne vrea bine. Apoi, astăzi, avem de susținut o activitate publică. Ceea ce vedem, ce facem noi acum, este o activitate publică în care să prezentăm activitatea a două clase, clasa 9A și clasa 10A, care au contribuit la realizarea de materiale publicitare și de a creat un videoclip cu acest scop de a transmite bune practici în folosirea internetului.